Pe drumurile publice din România ultimilor ani întâlnim mașini matriculate în alte țări și ele sunt adesea conduse de cetățeni români. Șoferii care au asemenea autovehicule sunt și ei supuși greșelilor ca orice conducător auto și, prin urmare, pot fi penalizați pentru gafele din trafic. Nu însă, precum românul care a aflat ieri dimineață în punctul de trecere al frontierei de la Giurgiu, la volanul unui autoturism matriculat în Franța, a declarat că a fost rugat de un prieten să treacă turismul în Bulgaria pentru o nouă matriculare în țara de la sud de Dunăre. Tot automobilistul binevoitor, căruia îi se verificau documentele în vamă, a mai declarat că nu avea cunoștință de faptul că mașina figura ca fiind furată, alerta introdusă în acest sens fiind din 2014. Șoferul a declarat că a fost rugat de un prieten să transporte autoturismul în Bulgaria pentru a-l înscrie și că nu avea cunoștință că acesta figurează ca fiind furat. Polițiștii de frontieră giurgiuveni au întocmit în cauză actele premergătoare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire la furt, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu până la finalizarea cauzei. Acest caz impune măcar o concluzie. Conducerea unor mașini matriculate în alte țări decât România comportă un risc, uneori chiar și în cazul verificării documentelor autovehiculului. Așadar, atenție la tranzacțiile făcute pe piața auto cu asemenea mașini.